Deci când ești mort de foame și ce-i spui la Kaufland? 500 ale. Am făcut direcția la Audi, după ce m-am întâlnit cu Claudiu. Șervețele nu ne-au pus. Bravo, Kaufland. Ne-am întâlnit cu Claudiu. E bun. Am luat de mâncare să nu mai trec pe casă. În momentul când mănânc acasă, mă lovește somnul. Și trebuie să mă pun la somn. După care fain frumos vedem priză una alta. Locații, ce e făcut. Zice oamenii că-i păcălesc. Bă, nersul, tu ne păcălesc. Odată zici că vin muncitori, odată vin scasa. Păi, dacă vreau să vând casa, hai să nu mai aduc muncitori. Dacă nu reușesc să o vând, să stau și pe aceea. După 2 ani n-am vândut, să mă apuc să fac, nu? Nu mai bine o fac și tot ce am investit, prețul crește, nu? Nu e așa? Absolut. E ca la o mașină. Ai tunatul cu jeans, cu una, cu alta și când o vinzi, au. De ce din ăla la Când vă fac clipuri de aici după ce e gata casa. Mai faină ca la Haxu. El i-a făcut casa la Haxu, luminile, partea electrică. Nici n-are rău să auzi ce sume de bani s-a investit acolo. Și ce-mi place Claudiule? Uite ce groasă e placa. Ha? Grinda de acolo. A. Are ceva. Ia uite-te. Vedeți? Facea vine în continuare ala asta așa. Și la geamuri. Beton cât e un bloc în Florești. Deci primarul și șeful de post au zis că ce fac, cazemată? Câte rabe de beton din alea au venit? Oameni, bă. Imediat îți merele pe noi. Să vezi cireșele. Dar vreau să-ți permiți cireașa acum să le cumpăr.
Te săturam mai vreo din ăsta. Da, de fel. Nu-s foarte bun. Da? Ava la cătie, tata. Cu ce poftă mânci, mă, când ești flământ. Și tot ce mânci, e bun de numai când ți-e foamea. De nimic nu-ți pare rău când ți-e foamea. Îți dai seama așa cum au rămas ăștia aici. Oficial. M-am gândit să fac numai parterul primată. Și alea sunt la, dar păi cum rămâne sus, nu? N-a cum. Ai mai interiorul, ziceți numai parterul. Ai, nu, mai complicat, pe aia se face mizerie când se te împuiește. Păi nu? Și încă eu zic, când mă apuc, să mă apuc de sus. În jos. Pentru că rămâne curat. Da. Invers, oricum s-ar lucra că o să facem idee.